bună seara, iubito. Sincer, nu ne-a impresionat deloc cum a câștigat Clujul campionatul și nici cum l-a ratat din nou FCSB, la modul exemplar. Pentru noi, faza sezonului fotbalistic vine dimpotrivă, dintr-o divizie obscură, unde evoluează o echipă sugestiv intitulată CSA Steaua, unde joacă un mijlocaș interesant, care a publicat recent un volum de versuri impecabil intitulat Emoțiile unui fotbalist. Versuri de dragoste, dacă am înțeles bine. Dar, ca să fim siguri, am apelat la niște prieteni a emisiunii, ca să ne scoată cu recitativele din dubii. Buenos dias, draga mea. Am for you un mic advice. Mamă, ce drăguț a întors. Buenos dias, draga mea. Am for you un mic advice. Ascultă-mă, por favor. Yo lo sé que tú... Cum? Yo lo... Ascultă-mă, por favor. Yo lo... Sé că tu ești nice. Că tu ești nice. Când acasă you arrive, you should look into the espejo. The espejo. Cum? Ce e asta, oglindă? Espejo înseamnă oglindă. Oglindă înseamnă? Vreau să vezi cu ochișorii how damn sweet is tu espejo. Espejo. Vreau să vezi cu ochișorii how damn sweet is tu espejo. Cât de mișto arăți în oglindă. Uită-te în oglindă ca să vezi cât de mișto arăți în oglindă. Cred că asta, da. Băi, e foarte bine. E bine rău, ce-ai? Destul să spun că pe fostul poet trilingv, dacă mă pot exprima astfel și iată că tocmai am putut, îl cheamă Alexandru Mărgărit, care a ținut să explice, pentru orice eventualitate, ce a vrut să spună autorul, fiind citat de Gazeta Sporturilor. Această carte reprezintă o erupție a sentimentului de dragoste pentru tot. Că dragostea înseamnă totul, nu-i așa? În lăuntrul ei veți găsi, pe lângă altele, versuri despre dragoste și viață din diferite unghiuri. De asemenea, aproape toate versurile sunt bazate pe experiențele mele de viață. Am încheiat citatul. Nu și cenaclul nostru literar, dacă îi putem spune așa. Mă rog, mai negociem. When I saw you prima oară, eu estuve încântat. Eu estuve încântat. Magicos din cal afară. Mamă, ce bine e! Nu cred! Magic was din cal afară și pe loc mai fermecat. Stăpân pentru Gianni. Ești o fată very sweet. Foarte linda și ermosa. E bun. Ea cade pe spate aici. My heart a început to beat. Para ti, maravilioza. Băi, e foarte bine. E foarte bine, dar n-are italiană, sunt dezamăgit. Nu, are spaniolă, engleză, frumos. Bănuiesc că aspirațiile sunt către Premier League sau către La Liga în Spania. When I saw you prima oară, bam! Buenos dias, draga mea! Țin-o pasta! Da? Și ajung de succes acolo. Ce poți joacă? Mijlocaș. Ajung mijlocaș la Liverpool, îți dai seama? Oamenii o să caute și alte detalii despre mine. O să vrea să vadă ce mai fac, care sunt pasiunile mele. O să vorbesc, da? Una dintre pasiunile mele este să scriu versuri. Și ai scos ceva până acum? Da! Am scos un volum de versuri care se numește Emoțiile unui fotbalist. Sau așa se numește. Emoțiile unui fotbalist. The emotions of a footballist. Nu? Stai să vă spun. Buenos dias, draga mea. Băi, nu e bine rău. Este un plan de afaceri foarte bun. Serios? Eu da. Da, da. Adică, eu așa mă gândesc. Crezi că e bună de agăța? Da, cum? Poți să ai zid de beton de 6 metri între tine și ea. N-ai cum. Jurup cu ăsta. Trece, n-ai... Aude vibrația vocii și leșină, cade pe parte, auzi, o leșinea 10 femei, eu vorbeam cu Elena, dar în spate am făcut ravagii. Erau terminate, erau pe jos. When I saw you prima oară... When I saw you prima oară, eu estuve încântat, magic was din cale afară și pe loc mai fermecat. Ia-o de jos. Hai cu mine. Deci da, stimați suporteri, e greu de crezut că în fotbalul românesc se poate ceva, orice, mai bine de atât.
Nu l-am văzut încă jucând, dar pur și simplu noi, echipa Apropo TV, îi mulțumim lui Alexandru Mărgărit pentru că există. Pentru că da, de la volum de versuri încolo, mai exact dacă e vorba fix despre acest volum, nici nu mai contează cum joci fotbal. Și dacă e o chestie personală, mă gândesc, da, mă gândesc, bă, eu așa vorbesc cu femeia mea și e o treabă pe care doar noi doi o știm. N-aveți cum să înțelegeți. Buenos dias, draga mea! Ai făcut o omletă? Ți-am zis, non cu jamon. Jamono no este embarazados. Când zici cum ești și poți să zici, bă, na, sunt așa și așa, dar poți să zici și sunt complicat. Știi, adică de-aia le-am amestecat. Îți pară mai, mă înțelegi, mai greu. Engleză, spaniolă, uite așa, te ții, nu știi, sunt șarpe. Română strică aici. Dar e bine, am râs, adică e bine. Bine, bine la modul, na.